Mare și Claudiu Niculescu. În locul lui Papa Malic, o schimbare logică. Dănciulescu va trece la mijlocul terenului, iar Claudiu Niculescu se va alătura lui Marius Nicolae în atacul celor de la Dinamo. Imediat după încheierea acestei partide, pe GSP TV aveți Premium Liga cu Costin Ștucan și Basarab Panduru, o emisiune în care se va discuta despre acest meci, despre problemele din fotbalul românesc. Dar veți avea și câteva intervenții în direct de aici, de la Constanța. Gherlem trece încă o dată bine de Goian, centrează Alibek, Dolha este mare! Dolha este mare, ce șansă ratează farul Constanța! Dolha a felicitat imediat de George Blay și de Moții, toți jucătorii dinamoviști l-au încurajat pe Dolha înaintea acestei partide. Extrem de importantă pentru goalkeeperul care 6 luni de acum încolo trebuie să asigure poarta lui Dinamo în absența lui Lobos. Excelentă intervenție! Nu este offside, Claudiu Niculescu, gol Dinamo! 4-1 și meciul practic se încheie aici. După ce ratează ocazie enormă farul prin Alibek, Claudiu Niculescu reușește și el să punteze la doar câteva minute după ce a intrat pe teren. Minutul 80. Este minutul 90. 4-1 pentru Dinamo. Foarte bine recuperează Alibek, o greșeală lui Goian. Intrarea lui Alibek în careu și un șut în plasa laterală. Rușmir, un gest foarte urât și iată la un pas de încăierare Rușmir și Alibek la scorul de 4-1. Să vii să-i reproșezi unui puș care a recuperat mingea și apoi e drept, a trimis în plasa laterală, sigur. Dacă îi pasa lui Rușmir, poate era 4-2, dar un gest urât al unui jucător cu experiență, cum este Dejan Rușmir, face 30 de ani la adresa unui puști de doar 18. Încă 2 minute de prelungire din această partidă pe care Dinamo o câștigă clar, Rednic își îndeplinește obiectivul fixat de conducere după înfrângerea de la Iași. Iași 6 puncte cu Gloria Bistrița și Farul Constanța și nu numai acest lucru, dar înscrie și 9 goluri, primind doar 1. Dinamo abordează de pe poziții solide ultima linie dreaptă a campionatului, ultimele 7 etape. Când pentru Dinamo încep meciurile cu adevărat dificile. Sigur, Dinamo mai are și o oarecare emoție în privința celor 6 puncte pe care Timișoara trebuie să le recupereze sau nu din Elveția. Timișorenii sunt convinși că au dreptate, probabil că au, dar rămâne de văzut ce va hotărâ forul din Elveția. Dolha riscă un cartonaș galben la 4-1, nu are rost să tragi de timp. Pătrașcu respinge până la Mățel. Mățel este blocat de Miranda, un jucător care și-a păstrat calmul cât timp a fost trimis la echipa secundă și care, iată, începe să joace tot mai des pe finalurile de meci, a și înscris contra Bistriței. Nu este offside la Alibek, Dolha iese. Alibek, acum chiar a greșit. Era Cico singur pe flancul opus, Alibek apelează la această pasă la portar. Și să vedem ce a pățit Dolha. Ar fi culmea să ține de coapsă, ar fi culmea, iată, nu mai pot, zice și Dolha, ar fi culmea să fie o ruptură musculară sau o întindere. Dinamo ar conta în finalul campionatului doar pe Florin Matache, pentru că Lobonț este ieșit din circuit pentru cel puțin 6 luni. Execuție foarte modestă a lui Alibek.